Cei mai valoroși, poate, copii ai noștri, cei mai buni și cum e cu cel mai mare de la Casa Noastră, cum sunteți voi, au preluat această tradiție. Și, dacă o vor ține tot așa, au toate șansele să le calce cu succes pe urme colegilor mai mari. Fetele din imagine formează grupul care a fost premiat cu locul întâi la concursul sanitarii pricepuți de anul acesta. Jumătate dintre ele vor merge să studieze medicina după terminarea liceului. Ne-am pregătit foarte mult pentru acest concurs. De o săptămână am petrecut minim 3 ore zilnic la sediul Crucea Roșie și am învățat tot tehnicile din carte. Întotdeauna mi-a plăcut să ajut oameni. Întotdeauna mi-am dorit o carieră în acest sens, o carieră ce se bazează pe comunicare, pe relația cu alți oameni și până acum asta a fost visul meu și nu cred că o să-l schimb. Consider că este o experiență inedită și că mă va ajuta mult pe viitor. Cât de mult a contat în acest concurs munca în echipă, pentru că fiecare echipaj și-a dorit să câștige? Munca în echipă a fost esențială, dacă măcar una dintre noi n-ar fi fost în echipă, nu... Cum te vezi tu peste, să spunem, 5-10 ani, după ce vei deveni doctor, ceea ce eu ți urez? Mă văd ajutând oameni, îmi place foarte mult ceea ce fac acum și consider acest concurs mă ajută foarte mult pe ce voi merge pe viitor. Fetele nu se vor opri însă aici cu munca depusă. Își doresc ca anul viitor să depășească performanța atinsă anul acesta. Anul viitor chiar ne dorim să ajungem la națională, pentru că anul ăsta național s-a ținut la gimnaziu, iar la anul o să fie pentru licee. Noi suntem echipa de colegii naționale Traian și am luat locul